Din nou în direct la Politica Zilei începe a treia oră. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi. Discutăm în continuare despre ce se întâmplă în Germania, pentru că fermierii au blocat întreaga Germanie cu protestul lor. Marșul tractoarelor a ajuns până la Berlin. Însă, dincolo de nemulțumirea fermierilor cu privire la eliminarea treptată a subvențiilor de la carburant, se mai întâmplă un fenomen. Și mecanicii de tren intră în grevă, și transportatorii. E o grevă generalizată, nu vor mai merge trenurile și mai mult decât atât, multe magazine e posibil să fie închise toată săptămâna. Românii noștri de acolo vorbeau despre provizii, stocuri pe care ar trebui să și le facă pe durata acestei săptămâni de grevă generală. Vă spuneam și ora trecută, nu departe de noi gândul de a îndemna, departe de mine gândul de a vorbi despre grevă generală în România, însă vă arăt ce se întâmplă și în alte locuri ale Europei, pentru că nu e vorba doar despre Germania, e vorba și despre alte state europene unde sunt în acest moment greve, unde sunt proteste, da? Chiar dacă noi aici stăm și discutăm despre coaliție, că a fost ceva cu pământele Atos, că nu știu ce s-a mai întâmplat, sunt probleme foarte mari în întreaga Europa, iar noi suntem foarte dependenți de ceea ce se întâmplă în restul Europei. O să vorbim și despre cică prima ședință de coaliție din acest an, însă se reia în discuție impozitarea progresivă, se discută în continuare despre majorarea TVA-ului și se discută în continuare despre tăieri, dar nu de la ei, de la stat. Alea sunt doar pe hârtie. O să discutăm și despre traficul ilegal de referate și lucrări. Milioane de lei, sute de milioane de lei ies din niște site-uri la care avem cu toții acces. E la liber, e la vedere. De ce nu vede statul? De ce nu vede Ministerul Educației? Discutăm despre toate. Începe a treia oră de Politica Zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a treia oră a rămas alături de noi Diana Stoica, deputatul SR, mulțumesc foarte mult. De asemenea, Dorin Cojocaru, președinte April, mulțumesc foarte mult. Din se alătură deputatul PNL Dan Vâlceanu, fost ministru de finanțe, mulțumesc mult, Dan. Română. Și de asemenea, în direct din Germania, Ionela Van Rietz-Zotta, mulțumesc foarte mult, Ionela, la mulți ani, mulțumesc că ești aici. Mulțumesc și eu pentru invitație. Bună ziua. Ionela, vedem tractoarele cum merg pe străzi, înțelegem că marșul acesta a ajuns până la Berlin. Explică-ne puțin situația de acolo din Germania, se anunță o grevă generală și generalizată, dacă mă pot exprima așa, în întreaga Germanie. Asta așa este. De fapt, la noi au început protestele de dimineață de la ora 8 oficial. Ce pot să vă spun în momentul actual e faptul că este un protest pasiv, calm, fără agresivitate. Chiar politicienii de aici, din Germania, au făcut apel ca demonstrațiile să fie făcute în continuare fără agresivitate. Și da, într-adevăr, sunt mii de tractoare pe străzile din Germania. Toată Germania este umplută de tractoare, dacă pot să zic așa. Se anunță greve și în ceea ce privește, nu știu, magazine, transport public. Am văzut multe clipuri ale românilor de acolo care îndemnau la provizii, lumea să se asigure că fiecare are tot ce îi trebuie în această săptămână. Care e situația? Este un pic exagerat. Cel puțin asta este părerea mea personală. Da. Magazinele funcționează momentan absolut normal în programele pe care ei le au. Sunt câteva mijloace de transport, de Deutsche Bahn, cum ar veni la noi, care fac într-adevăr grevă, dar mijloacele de transport în comun, de exemplu din zona Nürnberg, unde suntem noi aici, funcționează normal. Deci nu putem să spunem că este atât de rău cum se arată pe rețelele de socializare și chiar am văzut și chiar urmăresc când de azi dimineață să văd în ce direcție o ia aceste proteste, aceste demonstrații, care, sinceră să fiu, și eu le dau dreptate pentru ceea ce fac, îi susțin moral așa cum pot, dar cel puțin de aici, de la Nürnberg, se vede totul mai liniștit. Întotdeauna e mai multă liniște, că mi-amintesc că și data trecută când am vorbit cu tine și erau proteste, atentate violente în Berlin sau în alte locuri, la voi, la Nürnberg, era situația mai bună. Mulțumesc foarte mult, Ionela, să fiți în siguranță. Apropo, da? Exact, de Berlin, vorbeam cu băiatul meu care locuiește în Berlin și mi-a spus, mami, nu am văzut atâtea tractoare în viața mea și cred că nu o să mai văd niciodată, zice, sunt mii de tractoare care sunt ori staționate în diverse zone ale Berlinului, ori care circulă pur și simplu liniștite cu farurile aprinse, cu becuri aprinse, cu girofarul și așa mai departe. Dar cum am spus, momentan este totul calm, pașnic, să dea Dumnezeu să fie la fel
și ținem aproape să vedem ce final Dar va avea. Autoritățile ce spun, Ionela? Poftim? Autoritățile ce spun? Adică urmează să se schimbe ceva în măsurile astea, în planul lor pentru fermier, pentru agricultură? Eu cred că se va face ceva. Eu cred că se va face ceva pentru că astăzi chiar politicienii germani spuneau că le dă dreptate la ceea ce fac fermierii de aici și că pot să facă chiar și câteva zile pașnic pentru că ei vor negocia și vor vedea la ce compromisul. Dorin, dacă voiai să întreb ceva, te rog. Nu vreau să întreb, vreau să spun doar că nu numai în Germania este o subvenție destul de mare pentru agricultori, dar și pentru transportul mărfurilor, materii prime din agricultură. Și în Ungaria și în Polonia. De aceea noi avem unele probleme de competitivitate la raft, produsele românești cu cele din Germania. Ele sunt mult mai ieftine, să spun așa. Ionela, o ultimă chestiune. Cum sunt prețurile la mâncare în ultima perioadă acolo în Germania? Și la noi au explodat. Comparativ cu prețurile care au fost în ultimii ani, chiar unele prețuri pot spune că s-au dublat. Da, e o situație complicată în toată Europa. Ionela, mulțumesc foarte mult. Aveți grijă de voi acolo în Germania. E o comunitate mare de români în Nuremberg și vorbim întotdeauna în momentele importante. Ștefan Muscă ni se alătură, fermier, președintele sindicatului fermierilor patrioți. Bun găsit, domnule Muscă. Sărut, ia ce, domnule Muscă, vă plac tractoarele astea la nemți? Cum se plimbă pe străduțe, așa? Foarte mult îmi plac. Foarte mult, dar există diferență de mentalitate. Da. Așa. Noi de mai bine de 4 ani, de 6 ani de zile, nu mai avem lideri care să conducă asociațiile profesionale, în afară de faptul că oamenii sunt apropiați de partidele politice, noi suntem condamnați la pieire. Vă dau un exemplu, chiar astăzi m-a sunat un fermier de la Vitănești, județul Telorman, în care îi plătește laptele cu 1,20 lei. Asta, că am văzut pe domnul Dorin Coșocaru acolo în emisiune la dumneavoastră. Deci noi suntem condamnați la pieire. La 31 martie, peste 200.000 de ferme își vor pune lacătul pentru că au intrat în incapacitatea de plată de a plăti datoriile. Nu mai avem nicio șansă. Eu țip de mai bine de două săptămâni de zile pe toate, pe toate posturi, pe Facebook, pe WhatsApp, răspund, băi oameni bune, haideți să ieșim în stradă, să ne cerem noi dreptul. Haideți să vedem care e situația de noi, primim cea mai mică subvenție din Comunitatea Europeană. Haideți să vedem de ce nu s-a reglat nici acum la această oră să primim banii de la Apia. Haideți să vedem dacă noi mai să dorește să mai rămâne cu vaca de lapte, dacă să mai dorește să mai rămâne cu vegetarul ăștia 500 de hectare. Haideți să vedem dacă mai dorește ca noi, producătorii ăștia de hrană românească, să mai rămâne. Dacă nu se dorește, să știm ce avem de făcut, să apucăm și noi drumurile străinătății și să-i lăsăm bine mersi ca asta să dorește să rămână o masă mică de manevră, să fie ușor de manipulat la votul. Vreau să vă mai întreb ceva. Cum sunt în acest moment vânzările la produsele? Că știu că vorbeam la un moment dat, miere, cereale, toate cele. Cum mai stați acum? Cum sunt prețurile? Cum se mișcă piața? Nu avem piață. Mierea din 2022-2023 este încă pe stoc. Laptele, vedeți bine că nu mai are cătare. Nu avem decât un abator, că eu am început de ieri să vând vacile către abator. Aștept să vină mașinile tocmai de la piană, de la cap tării. Prețurile la cereale nu s-au mișcat deloc, față de 2022 s-au avut preț care ne-a avansat. Acum nu mai avem nici doritor de a cumpăra, pentru că nu s-a rezolvat problema cu prea niciodată. Deci se dorește clar distrugerea producătorului mic produs din România. Mulțumesc, Ștefan Musca a fost aici. Dorin Cojocaru, mă întorc la tine. Nu știu dacă asta se dorește, dar e clar că ceva, nu avem o strategie. Nu... E vorba că odată la 10 ani, 15 ani, se întâmplă ceva cu economia, să spun așa, europeană, așa mondială. Consumul a scăzut încă din vara anului 2023. Deci noi trebuie să anticipăm aceste mișcări ale pieței, aceste căderi, să spun așa. Dacă în 2010 am avut o criză economică, cred că va fi o criză financiară în care banii vor deveni mult mai scumpi,
creditele vor fi mult mai greu de dat și luat, să spun așa. Investițiile observ că sunt diminuate. Oamenii de afaceri sunt foarte circumspecți în a investi, cu toate că e nevoie în retehnologizare, dar oamenii sunt foarte reținuți. Și la accesarea fondurilor europene, că și acolo ai nevoie de o coparticipare a ta cu bani, și toți sunt reținuți. De ce? Pentru că acest haos generat legislativ, piață, scădere consum, putere de cumpărare, nu prea îți dă aripi să te apuci să investești sau să deschizi noi afaceri în acest domeniu. De aceea cred că și locurile de muncă vor deveni foarte, să spun eu, sensibil de reținut, de ținut, de continua cu ele. Deci... Da, numai bine că au spus și facilitățile. Hai să înaintăm puțin, plecând de la ce am văzut Dan Vâlceanu și în Germania, plecând și de la ce spun fermierii noștri și de la ce spun oamenii în domeniu, cum e Dorin Cojocaru aici cu Aprilu. Înțelegem că guvernul, mă rog, încearcă noi variante pentru anii ce vin. Am înțeles că anul ăsta nu vor să ne mai deranjeze în plus față de când ne-au deranjat, adică dincolo de faliment, nu știu ce mai poate fi, adică ceva mai rău, dar din 2025 se ia în calcul impozitul progresiv, TVA-ul majorat, e un nou plan pe care l-are coaliția. Da, eu n-aș fi atât de sigur că în 2024 nu o să mai există niciun fel de măsură pe care guvernul să ia astfel încât să adune mai mult bani la buget. Dar este evident că în 2025 totul va exploda, pentru că, de fapt, rădăcina a ceea ce se va întâmpla în anii următori a fost 2023, când, știți foarte bine, am avut o gaură în buget peste deficitul estimat și lucrurile vor continua și în 2024. Deci în 2025 totul va exploda și atunci guvernul va fi și obligat, depășind alegerile deja în 2025, să ia măsuri de corecție. Rămâne de văzut cât de dure vor fi aceste măsuri de corecție, dar evident că își vor căuta variante ca să poată acoperi cheltuieli bugetare, pentru că dacă suntem siguri de un lucru, este că nu vor reduce cheltuielile bugetare. Vedeți ce se întâmplă în Germania acum? Guvernul acolo a trebuit să ia măsuri de corecție a deficitului bugetar, din corecția cheltuielilor bugetare. Și evident că oamenii sunt nemulțumiți, pentru că nu mai primesc subvenții. În România totul se poate. În România se vor împrumuta oricât, pentru că anul ăsta fiind an electoral, este imposibil să te poți gândi că guvernul poate lua măsuri de corecție și slavă Domnului, în România chiar aia de uze. Ce ar însemna introducerea impozitului progresiv, Dan Vâlceanu? Am discutat de foarte multe ori noi, dar ce ar însemna o introducere de impozitare progresivă generalizată după tot anul ăsta cu măsurile astea fiscale, cu pachetul ăsta fiscal despre care și BNR-ul zice că e un dezastru total? Este un dezastru total. Toți economiștii au atras atenția la momentul adoptării acestor măsuri fiscale mai degrabă. Ce ar însemna acest impozit progresiv? Ceea ce vedeți că se întâmplă cu impozitul, de exemplu, pe veniturile din afaceri. Uitați-vă că în ceea ce înseamnă companii, deja statul a intervenit și nu mai ai o cotă unică. Ai 1% pentru anumite companii, ai 3% pentru altele, 16% din profit pentru altele. Deci deja avem impozit progresiv pentru companii. Urmează probabil să-și impună PSD și ultima măsură pe care nu și-a putut impune până acum, aceea de a impozita progresiv inclusiv persoanele fizice. Da, și îi pare că liberalii, mă refer la colegii de care au ceva acolo de zis în guvern, nimeni nu se opune. Diana Stoica, vin la tine. Ne zic că ne lasă, domne, că anul ăsta nu sunt. Păi dacă le-ați decis în decembrie pentru anul ăsta, cum nu sunt? Că sunt majorări non-stop. Unde te uiți, mai dai de o majorare, te împiedici, îți pică o majorare în cap de la etaj. Ce mai urmează? Că înțeleg că vor să umble din nou și la TVA și la impozitare. Pe lângă cele două creșteri de taxe pe care le-am avut anul trecut, pentru că totuși n-au lăsat nimic și nici alea nu au făcut conform cu respectarea acelui termen de 6 luni de la adoptarea legislației pe partea fiscală până la intrarea lor în vigoare, apropo de predictibilitate. Și vreau doar să fac mențiune, apropo de ce a spus domnul Muscă mai devreme, că vor pleca probabil și fermierii dacă nu vor găsi niciun fel de susținere în continuare din partea guvernului. Anul trecut a fost record negativ pe două paliere, foarte puternice. Numărul de firme care și-au închis activitatea și al doilea, care ne arată, de fapt, degradarea acestei țări în continuare, numărul de familii de români cu copii care au ales să părăsească țara. Ați văzut că în trecut nu își luau copiii de la început să nu schimbe școala, acum au fost fermi deciși și au plecat cu tot cu copiii de la început. Ăsta e un semnal foarte, foarte prost, pentru că ne pleacă
cei mai capabili oameni și ne pleacă copiii care sunt viitorul acestei țări. Dar știi, nu e vorba doar de resursă de muncă. Noi trebuie să o privim doar în cheia asta. Nu e o țară care se golește și care ți se umple cu altceva. E vorba, până la urmă, de un popor întreg. Dar văd că nu are nimeni. Ei n-au nicio problemă. Se duc, fac memorandumurile. O să refacem cu Dan Vâlceanu, că urmează ceva care îi place. Când îl sunați înapoi, să vin să-i spui că vorbim de e-factura, se întoarcă. Așa. Mă uit cu câtă lejeritate fac memorandumurile astea. Hai să aducem 100.000 din Asia. Mai vin ăștia din Ucraina, i-am primit aici. Mai poate ia niște migranți ăsta, Predoiu, că ne mai bagă. Poate mai găsești o variantă de Schengen subteran. N-au domnul Predoiu să mergem și subteran, să faceți niște dalea, tuneluri, să mergem în tuneluri. Că terestru înțeleg că nu puteți să ne duceți acolo. Dar eu am un mesaj pentru domnul Predoiu, că asta cu Schengen, noi iacturi n-avem, naval nu vrem să mergem, nu vreau să vină niciun austriac pe aeroport la Otopen să mă întrebe pe mine unde mă duc, că despre asta e vorba în ce au semnat acolo, și nu vreau nici dacă mă gândesc eu să aterizez pe la Viena, deși nu prea aterizez pe la Viena, dar dacă aterizez la Viena, nu vreau să mă oprească niciun austriac pe acolo să mă întrebe, bună ziua, bune, de unde? Din România, din România, vină cu acest veric suplimentar. Nu vreau, dar eu vreau să întoarcă Predoiu acasă. Care miliția asta? Poliția a devenit miliție în România. Se întoarcă Predoiu să ocupe de miliție. Să ne lase cu navalul, cu aerianul, cu... Nu, hai, înapoi. Bun. Hai să vedem, pentru că domnul Boloș a fost foarte activ astăzi. Breaking news, doamnelor și domnilor. Domnul Boloș zice așa, am o veste proastă. Săc-săc, n-a picat sistemul. Cum? Ci că e factura. 2,7 și ceva, 2,8 milioane de facturi în sistem. Ce înseamnă, domne, 2,8? Că ăștia au nevoie de milioane, ajung la 50 de milioane, cum adică n-a picat sistemul din atât. S-a întors și Dan Vâlceanu, sper că fără el nu putem vorbi de e-factura. Dan, ești aici cu noi, da? Bun. Zice da. Domnul Boloș așa, deci am o veste proastă pentru cei care au zis că nu va merge sistemul, n-a picat sistemul, aș face câteva precizări legate de modul e-factura, zice, până în momentul de față au fost prelucrate 2,7 milioane, aproape 2,8 milioane de facturi, cu o valoare de 16 miliarde de lei. Maximul l-am atins în ziua de vineri, 675.000 de facturi. Ne așteptăm ca în cursul acestei săptămâni să avem o creștere până la 1 milion de facturi pe zi. De când ai introdus asta cu e-factura, eu sunt în niște grupuri de-astea pe Facebook, contabili, cu oameni, este o disperare generalizată. Dacă nu pun oamenii ăia, au minutul și întrebarea, mii de comentarii, nu știu ce să mai facă, cum să mai facă. Nu înțeleg, în primul rând, de ce România s-a hazardat să arunce în povestea asta, că în afară de Italia, dom'le, Germania e până 2026 cu implementarea. Adică nimeni n-a făcut așa, hocus pocus. România a fost obligată să facă să funcționeze acest sistem de factura, pentru că în România problema evaziunii fiscale este majoră. Germania probabil nu are aceeași problemă majoră cu evaziunea fiscală. Dar să știți că în ceea ce privește sistemul e-factura, nu atât numărul de facturi e complicat și făceați mai devreme referire la faptul că sunt contabili care nu mai știu ce se întâmplă. Da, pentru că nu sunt termene clare, exacte. În momentul de față poți să faci în sistemul e-factura, dar poți să faci în sistem normal, cum era până acum. Alții trebuie să le încarce pe acel spațiu virtual aceste facturi. Ceea ce nu înțelege nimeni de ce trebuie să facă lucrul ăsta. De pe la 1 iunie se pare că va fi obligatoriu sistemul și nu se mai pot face factura altfel. Deci este un haos total și este un haos informațional. Atenție, nu e un haos legat de faptul că nu este sistemul astea facturi. Și pur și simplu sunt informații în fiecare zi, în fiecare zi se schimbă ceva și oamenii nu mai știu cum să facă. Dorin Cojocaru. Eu am semnătură digitală, da. Și am depus către ANAF pentru spațiu virtual, cred că acum 5 zile, și n-am primit niciun răspuns. Ca să pot să văd, am înțeles că trebuie să mă notifice. Așa e. Dar de multe ori nu te notifică. Multă și ca să pot să verifici că dacă existi totuși, chiar dacă nu te-a notificat, trebuie să intri undeva pe site. Problema este la cei cu IMM-uri, persoane fizice autorizate, cei cu firme foarte mici care nu au atât de multă pregătire financiară, fiscală, legislativă și nici cu IT-ul nu stau prea bine. Pentru că, eu vă spun, dânsul spune, domnul Boloș, că vai, 650.000 de facturi, 2,7, sunt undeva la 78
de milioane, 80 de milioane de facturi pe lună, pentru că nu s-au înscris în acel spațiu virtual sau n-au urcat în acel registru decât 20% din companii. Da. Dar IMM-urile, grosul, încă nu s-au urcat. Dar numai o, să zicem, o companie de telecomunicații care trimite facturi către populație are peste 1 milion de facturi. Da, și au spus că 2,8. Ei nu sunt încă pregătiți. Deci dacă sunt trei companii unii de gen... dintre ei, da, una dintre cele trei companii, da, ne-a dat mesaj roșiatică că... așa, a zis că nu poate să implementeze. Dacă da? Ele nu sunt păi, încă. Și atunci... Pentru că discuția legată de e-factură era legat pentru mărfuri cu risc de evaziune fiscală. Așa nu a fost discuția lumea... de acum de ani și Bruxelles spunea asta. Un exemplu de risc ar fi legumele provenite din Turcia, de exemplu, da? Transportul de legume fructe, care cunoaștem că este un impact de fraudă destul de mare. Dar pe cei mici care tu deja ai o să-i amendezi. Și încă o problemă pe care nu o spune nimeni. Tu dacă eu plătesc, să zicem, niște servicii de vulcanizare sau de, de servicii, da. Și spun, dă-mi, te rog, și o factură. El îmi emite o factură, dar el, cel care mi-o emite, trebuie să mi-o ridice în 5 zile pe platforma ANAP. Doar că tu nu faci asta mai departe. Păi nu, dar dacă el nu o ridică, eu trebuie să-l verific pe el peste, după 5 zile, că altfel eu sunt complice. Da, și atunci stau și întreb, dacă un hipermarket are 30.000 de furnizori și în România... Și îi verifică pe toți? Mai stă să-i verifice pe toți sau nu se leagă la cap să ce și ia marfă din afara României? Există un risc de a pierde produse românești la raft? Cu siguranță, vorbeam noi mai devreme cât de ușor se duc la ruse, da, și iau de acolo. La ruse și iau de acolo. În pauză. Diana Stoica, da. Pare că odată la câteva luni și oamenii care muncesc și care produc în țara asta primesc așa cât un pumn în cap din partea domnului Boloș, a domnului Ciolacu, că dar ce fericitiere, de îngreunare activă. Văd că zâmbește, se poartă, probabil s-a întors din vacanță, acum a rezolvat-o cu acel buget la fel de mincinos ca cel făcut de predecesorul său, de domnul Căciu, și acum vine și ne vinde gogoși. Deci statul ăsta, pe lângă faptul că nu ajută niciun fel mediu de afaceri, vine și dă câte un pumn în cap. Pentru mulți dintre ei probabil va fi pumnul final, lovitura finală. Deci este inacceptabil ce fac și cred că trebuie să plece acasă. Eu sper ca românii, oamenii să vadă lucrurile acestea, pentru că avem în față un an foarte important, un an electoral, cu toate tipurile de alegeri, și PSD și PNL și-au dovedit limitele în gestionarea acestui stat în ultimii 33 de ani. Care e problema când faci modificările astea de fiscalitate? Că e foarte greu de reparat și după aia durează ani întregi ce implementează ăștia într-o lună, dar tot că vorbești de alegeri. Ai zis că vine un an foarte greu. Eu înțeleg că pe agenda primei ședințe a coaliției e comasarea alegerilor. De, practic, doi, oricum ar fi, nu puțin să le comasăm un pic acolo. Oricât de puțin, oricare din ele, practic, și o oră dacă putem să comasăm din vot. Dan Vâlceanu, e prima ședință a coaliției și înțelegem că se discută din nou despre locale comasate cu prezidențiale. E un scenariu singur pe care l-ar accepta și PSD-ul, că PNL-ul înțeleg că vrea alegeri comasate, oricum ar fi numai să se comaseze ceva. Mi-e greu să cred că vom avea alegeri comasate. Știți foarte bine că ar fi să gândim strict legal, acest lucru nu este posibil. Nu poți să comasezi alegeri. Există și decizii ale Curții Constituționale, există și decizii ale Comisiei de la Veneția. Problema majoră este că noi știm deja că acest guvern nu mai are lege. Ei nu se mai pot gândesc în lege și atunci există această discuție. Altfel, dacă am ști că această coaliție respectă legea, n-am mai discutat despre alegeri comasate. Pentru că nu poți să alegi președintele înainte să alegi parlamentul. Pentru că președintele are un termen în care trebuie să depună jurământul în fața parlamentului. Deci să pui prezidențialele cu localele este imposibil, din punct de vedere legal. Și povestea asta electorală. Cu doi președinți în același timp, mă rog. Nu, dar gândiți-vă că trebuie să modifici legea electorală, iar Comisia de la Veneția a dat recomandare ca legea electorală să nu fie modificată cu mai puțin de un an de zile înainte de alegeri. Exact. Deci, în mod normal, nici măcar n-ar fi discutând despre asta. Dar i-a oprit vreodată legea pe cei din această coaliție? Da, păi, ci că au făcut, dar nu aveați voi niște comisii acolo la PNL, că de la voi a început de banda de asta, că erau niște comisii, domne, care fix la asta se gândeau. Dar întrebarea este, pe cine avantajează asta cu localele, cu prezidențialele? Localele cu prezidențialele, probabil, se gândesc colegii din Partidul Național Liberal că îi va ajuta să ducă un candidat în turul 2. Pentru că fiind odată cu localele, foarte bine există această idee că primarii trag și pentru ei, dar și pentru
președinte. Nu avem domnul Stălom candidatul ăla. Diana Stoiga, cum e cu alegerile astea comasate? Nu cred că e constituțional. Eu știu că avem și intern o legislație care prevede... Teoretic, asta s-ar putea aloca electorală. A, bine, cu un an înainte, da, zici, da. Dar eu m-aș fi așteptat ca la această primă ședință de coaliție, sincer, să discute despre greva și colapsul sistemului medical, despre greva elevilor. Avem jumătate de din țară, da, 19 județe, unde elevii nu primesc decontare pentru transport. Deci, despre lucruri serioase, nu despre cum își împart ciolanul la anul. Li s-a spus de atâtea ori, evident că nu se pot comasa alegerile așa că îi se scoală unuia sau altuia, indiferent de preferințe sau de cum ar avantaja aceste comasări pe unul sau pe altul. Ei trebuie să înțeleagă, dar pentru ei, așa cum spunea și domnul Vâlceanu, legea nu are valoare, legea e una pentru ei, alta pentru noi toți, restul cetățenilor, ca să zicem așa, și efectiv nu le pasă de nimic, sunt dispuși să calce pe orice ca să-și atingă niște obiective. De aia spunem că eu cred că românii trebuie să se gândească foarte bine ce vor să facă anul acesta și să pună ștampila pe cineva care chiar are și toate curajul și capacitatea. Da, măcar să nu le greșim pe toate, cum ar veni Dorinco Jocaru. Dar uite-te cu ce se ocupă oamenii. Noi, ca mediu de afaceri, să știți că ne interesează mult mai puțin cine conduce țara, ci felul în care o conduce. Dar ce vreau să transmit un mesaj politicienilor. Cu cât pun mai multe piedici mediului de afaceri, IMM-urilor, PFA-urilor, dau aceste mesaje ambigue, ne trimite o persoană fizică, spun aici, că și noi suntem oameni și noi suntem cetățeni ai țării, către partide de extremă și populiste. Din păcate. Ei fac niște greșeli, după care vin după ani și spun, voi sunteți de vină, nu noi suntem vinovați, pentru că trimiteți cetățeanul către acele partide populiste, cum a fost și în Olanda, în Polonia și în Germania. Deci aveți grijă cum transmiteți mesajele, ce măsuri luați, pentru că sunteți responsabili direcți ce va vota românul în 2024. Mai cu seamă că ei sunt cei care hrănesc partidele astea despre care vorbești, Aur, Șoșoacă și altele. Diana Stoica, Dorinco Jocaru, Dan Vâlceanu, mulțumesc foarte mult pentru participare. Scurtă pauză, ne întoarcem însă, discutăm cu jurnalista Emilia Șercan imediat. Temă foarte interesantă despre lucrări și referate, o piață întreagă. Sute de milioane, atât se câștigă, din traficul de lucrări, de referate. Mai țineți minte site-urile alea de unde ți iei o lucrare la biologie, la geografie, o lucrare de licență. Eu nu știu dacă domnii Bode, Ciucă, ăștia Ponta și-au cumpărat și doctoratele de acolo, dar, mă rog, de o lucrare la biologie, probabil, sau pe vremuri așa, nu știu, domnul Iohannis, dacă și-o fi urcat vreo lucrare la fizică, la engleză cred că n-are doamna Carmen, dar mă rog. Deci, de niște lucrări de-astea mai mărunte așa pentru poporul de rând, e loc suficient pe aceste site-uri, de care guvernul știe, Ministerul Educației știe, și cu toate astea nu se întâmplă nimic. E o piață neagră, întreagă, la vedere, care distruge sistemul de educație, în primul rând. Alături de noi, Emilia Șercan, jurnalist de investigație. Mulțumesc foarte mult, Emilia. Bine ai venit la Politica Zilei. Bun găsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Hai să vedem niște prețuri întâi, Emilia. Să vedem, dar mergem la cumpărături. Uite, lucrări de licență la biologie. Că de asta n-am avut, nu ne-a plăcut. Eu am fost pe alt domeniu. Ia uite, 300 de lei, 400 de lei, 350 de lei. Uite, aspecte ecologice, da, privind herpetofauna masivului Ceahlău. Uite, ceva interesant, ar putea fi și cu puțin schimb pentru Iohannis, am putea să cumpărăm. Dar aici e și cu număr de pagini, îți arată și bibliografia, din ce an e, cred că îți zice exact. Deci e foarte bine organizat totul, e mai ceva ca bibliotecile online. Și din asta se câștigă niște sute de milioane, Emilia Șercan. Da, așa este. Este o industrie care s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult în România. Cumva paralel cu ceea ce s-a întâmplat și în alte țări din lume, nu doar din Europa, pentru că este o industrie în expansiune.
în România s-au schimbat lucrurile puțin în paralel cu creșterea economică. Acum, studenții noștri, care mai ales cei care și lucrează, pentru că sunt foarte mulți studenți care în perioada facultății lucrează, sunt alți studenți care au, nu știu, surse financiare din familie, își permit acum să plătească pentru astfel de lucrări. Înainte ele erau destul de scumpe raportat la puterea de cumpărare, nu știu, salariul mediu pe economie și așa mai departe. Acum, pentru că prețurile sunt relativ mici, având în vedere că există și o piață concurențială cu foarte multe astfel de site-uri care oferă, da, s-a ajuns la această cifră de afaceri destul de mare, de fapt această cifră globală a întregii afaceri de vânzare a acestor lucrări, destul de mare, care urcă spre 100 de milioane de lei. Problematic este faptul că prin noua lege a educației, a învățământului superior, Ministerul Educației a reglementat pedepsirea practic a celor care vând aceste lucrări, însă este, cred că o să asistăm la ceea ce noi asistăm în România de foarte mulți ani, în foarte multe situații. Reglementăm lucrurile, avem bifate pe, nu știu, în legislație, o serie de reglementări și așa mai departe, problema este de aplicare. Atâta timp cât o persoană, tot la tine în emisiune vorbeam în urmă cu câteva săptămâni, o persoană care deține astfel de site-uri, care vinde lucrări de tipul acesta, se poza cu ministrul în exercițiu al educației, Sorin Câmpeanu. Despre ce tip de control sau despre ce seriozitate a controlului acestor site-uri? Deci degeaba avem legi, că noi nu avem instituții sau oameni care să le pună în practică. Exact. Aceeași problemă ca peste tot. Asta este problema, așa cum, în fine, putem să constatăm în foarte multe alte domenii, iar Ministerul Educației, în cazul în care dorea să facă într-adevăr curățenie și dorea să facă să, practic, să în fine, să elimine această problemă care, foarte bine ai remarcat, distruge învățământul, distruge până la urmă șansele competiționale reale și distruge meritocrația în interiorul universităților și sistemului academic, putea foarte bine să scoată în afara legii aceste site-uri. Aceste site-uri, așa cum s-a întâmplat în Marea Britanie relativ recent, în urmă cu 3-4 ani. Da, probabil că îi cunosc, cum spuneai și tu, pe cei care le dețin și atunci e mai dificil. Mulțumesc mult, Emilia Șercan a fost alături de noi. Scurtă pauză, revenim. Dacă Putin câștigă în Ucraina, următoarea pe listă e Republica Moldova. Este avertizmentul care vine din partea unui fost șef al CIA-ului, un general director al Agenției Centrale de Informații, care vorbește despre faptul că dacă Putin va reuși să-și îndeplinească obiectivele foarte mari în Ucraina, nu se va opri acolo, iar Moldova va fi următoarea luată la țintă, poate unul dintre statele baltice sau altele. Henry Kissinger, înainte să moară, a spus că apărarea NATO acum începe la granița dintre Ucraina și Rusia și sunt total de acord, este ce spune fostul șef CIA. Desigur, de multe ori cei de peste Prut din Republica Moldova ne vorbeau despre acest pericol care îi paște dacă Ucraina va fi învinsă de Federația Rusă. Politica zilei a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit astăzi de la Fix. Începe Bună România, vă așteaptă colegii mei. Rămâneți aici pe B1 TV. Seară liniștită!